Ceea ce observ eu este, de 3 zile, este o încărcare foarte mare pe UPU Buzău. Alaltă ieri, azi e miercuri, luni, până la jumătatea programului, erau prezentări cât într-o tură întreagă. Este încărcare pe Serviciul Județean de Ambulanță, pe cazuri nu neapărat severe, ci pe manifestări agravate de această stare de disconfort termic. Este exact cum am primit avertizarea și exact subiectul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe care l-am ținut luni. Nu sunt manifestări extreme, nu sunt probleme deosebite, dar cel puțin pe partea de UPU și de ambulanță, cum am spus, încărcarea este evidentă.